de dimineață. Ne-ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Iată-ne că suntem împreună după două zile de pauză obligatorie, pentru că am avut niște lucrări de renovare în sediu, așa că începem o emisiune de data aceasta fără invitat, cel puțin deocamdată, că ne mai gândim. Dar astăzi este o emisiune despre comici vestiți ai ecranului, cel puțin în prima parte a ei, dar cred că toată emisiunea se încadrează în genericul acesta. Și pornim de unde? Evident că pornim de la facturile la energie. Ați văzut cazul femeii din Vaslui, da? Cred că din Vaslui, din județul Vaslui, care a primit o factură de vreo 7 milioane de euro la energie. S-a supărat, s-a dus, a protestat. I-au făcut băieții aia o factură de 1700 de lei, de la 7 milioane de euro la 1700 de lei, din pix, așa, ca să nu se agite foarte tare. Și femeia s-a supărat din nou și a zis, băi, n-am cum să consum atât. Și atunci au catadixit băieții ăia să vină să-i calculeze prețul corect. Vreo 200 de lei. Cred că dacă se ducea și a treia oară să protesteze, dea ăștia bani înapoi. Dar nu asta este problema. Asta e haosul. Haideți să vedem ce ne spune un domn care este și ministru. Și mai mult decât atât, este ministrul finanțelor în România, deci trebuie să ne scoatem șapca, pălăria sau ce avem în fața domniei sale, că e plin de competențe și trebuie să-l credem. Deci, guvernul României confirmă greșeala. Aici se spunea lui Ludovic Orban. Nu, este o greșeală. Trebuie să fim responsabili și să recunoaștem eșecul liberalizării pieței de energie. Pam, pam! Pam, 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 pam. Deci, este un eșec. Sau, ca să cităm din clasici, sunt mai multe eșece. Din clasice. Da? Sunt mai multe eșece. Eșecele astea, stimați concetățeni, tovarăși și prietini, nu sunt întâmplătoare. Sunt parte a unui plan foarte bine pus la punct. Plan care are un singur scop. Sărăcirea și îndobitocirea populației și umplerea buzunarelor unor băieți deștepți și a unor societăți deștepte. Acum, ca să mergem mai departe cu genericul comici vestiți ai ecranului, mergem mai departe și citim, dacă găsim, dacă nu căutăm, o altă știre. Culmea scumpirilor din energie în România. Nici măcar companiile din energie nu-și pot plăti factura. Și cine ne spune asta? Însuși Nicolae Havrileț, directorul companiei distribuției energie electrică România. Nu. Nu este distractiv. Este extrem de distractiv. Deci situația este aproape neverosibilă și arată nivelul imposibil de susținut pentru orice companie la care au ajuns facturile la ori utilități, scrie ziarul financiar care dă știrea la prima mână. Nu e așa că e drăguț? E drăguț. Și acum vine statul și spune, bă băieți, e un eșece. Și dacă este un eșece, noi trebuie să venim să reparăm situația. După ce ai asistat, nu pasiv, că să asisti pasiv e una, ai asistat și te-ai lăudat că vii și ne liberalizezi o piață, că altfel nu se poate, că fără asta se duce dracului toată piața liberă din România, tot ce înseamnă concurență, etc., etc. Îmi pare rău că nu avem aici o toacă în emisiune. Să-i scriem măcar pe toacă, na, măcar pe toacă să-i scriem. Dar
să vă spunem că lucrurile astea s-au scris, să vă spunem că lucrurile astea sunt cunoscute, că cei care scriau erau considerați duși cu capul. N-ai niciun rost. Trăim într-o perioadă în care ar trebui măcar să revină Bulă și să-l punem prim-ministru. Cel puțin suntem siguri că Bulă nu va scrie nicio lucrare de doctorat. Sau dacă o va scrie în domeniul bancurilor, aici citarea sursei este de obicei imposibilă. Dar mergem mai departe. Apropo de energie și apropo de planuri și apropo de implicații, nu știu dacă știți, dar probabil știți, că telespectatorii noștri sunt întotdeauna cei mai avizați. România ocupă un loc important în industria prelucrătoare a aluminiului. Cei de pe la, nu știu mai, cred că la Vârâmnicu Vâlcea, ca să nu greșesc, da? Și de pe la Tulcea, da? Așa. Consumă împreună, cred că vreo 9% din energia care e prin România. Băieții ăștia, sindicatele din zona asta, s-au adunat în fața guvernului. Ce spun acești oameni care nu s-au dus degeaba acolo? Procesul ăsta de producție al aluminiului presupune niște hale de electroliză imense care trebuie să funcționeze. Tot timpul e foarte scump să oprești, să pornești. Crește prețul. Dar pe cine interesează asta? Deci băieții ăștia s-au dus în fața guvernului și au zis așa. Citez. Mafia creată în jurul resurselor de energie electrică și gaze nu își încetează acțiunile de speculă, distrugând în mod irreversibil industria din România. Nu spune numai industria asta. Dar acum să continuăm. Alroslatin a început închiderea din capacitatea de producție prin oprirea primei hale de electroliză. Încă două hale sunt programate a fi oprite în curând, rezultând o reducere a producției cu 60%. Mai vreți ceva? A, probabil că acum aici se întâmplă o chestie de protecție națională. Pentru că acolo la Alroslatina, cred că este un rus care e investitorul principal. Dar ce să mai discutăm? Ce mai spun sindicatele? Este clar că restructurarea pieței de energie este vitală pentru toți consumatorii de energie din România. Mai vreți? Mai putem spune, dar cred că ne ajunge cu energia astăzi. Mai putem să ne distrăm un pic, apropo de comici vestiți a ecranului, același ministru de finanțe, domnul Căciu Adrian, spune un lucru la care ar trebui să fim atenți. Pilonul 2 de pensii a fost luat, din păcate, în considerare în acel plafon de 9,4% din PIB introdus în Planul Național de Redresare și Reziliență. Adică s-a introdus o chestie în PIB-ul ăsta care nu e o cheltuială efectivă. Se iau niște fonduri de aici, se duc dincolo și le-au trecut acolo ca să arătăm că avem PIB. Toate lucrurile astea încep cu P. Avem un PIB umflat, gonflat, frumos, care va avea, deci la PIB-ul ăsta va contribui foarte mult și tot ce înseamnă încasări din zona energiei. Suntem niște băieți deștepți. Sau trăim într-o țară în care comicii vestiți a ecranului sunt nedescoperiți încă în zona guvernamentală, nu neapărat de acum, ci și cea dinainte. Bun, mai stăm. Eu zic să mai stăm, dar foarte puțin, pentru că astăzi este așa o zi de încălzire. Apropo de scandalul Djokovic, văzut într-o altă
respectivă, pentru că și la noi am avut un scandal numit Roșia Montana, care a dus la multe probleme pentru statul român și încă sunt pe tapet. S-ar putea să pierdem niște miliarde. Ce mai contează niște miliarde la un stat care se împrumută? Deci, o știre pe Mediafax, oameni buni, și pe urmă puteți face legăturile. Protestele masive obligă guvernul SIR să abandoneze deschiderea unei mine de litiu în vestul țării. Guvernul a anulat toate licențele gigantului minier Rio Tanto. Compania dorea să deschidă o mină de litiu în apropierea orașului Lozinka din vestul țării. Protestele masive ale economiștilor, da. Deci asta este știrea. Litiu, pentru cine știe mai bine ca mine, este un metal esențial pentru noile tehnologii care sunt acum în vogă. Și pe un alt site, economica.net, deci un site serios care se deschide foarte greu, Serbia a renunțat la protest la proiectul minier de exploatare a litiului inițiat de gigantul Rio Tinto. Deci, ca să coroborăm cele două știri. Ei, Rio Tinto este un conglomerat minier australian. Protestele n-au început acum, acum s-au finalizat. Protestele au fost mai de mult. Și de aici apare mica teorie a conspirației cu degetul arătat de guvernul australian Serbiei, apropo de, băi băieți, uite, ne distrăm și noi cu voi dacă voi nu ne lăsați să exploatăm litiul la voi. Și de aici o întreagă conspirație care merge înainte și, cum să vă spun eu, poate da apă la moară celor care susțin că nu mai suntem conduși de guverne, suntem conduși de multinaționale. Dacă vă țineți minte, la un moment dat cei din PNL îi acuzau pe cei din USR că sprijină o multinațională la care câțiva miniștri au fost angajați. Sau, mă rog, oamenii ai ministrilor fuseseră angajați în trecut. Nu e o mare diferență. Da. Și acum, apropo de comici vestiți a ecranului, să încheiem cu o chestie interesantă de la Piatra Neamț. Acum câteva zile, pe un fax, primăria din Piatra Neamț a primit o cerință de la DNA Bacău, să pună la dispoziție un dosar cu o lucrare de pe o stradă din Piatra Neamț care să îi lămurească pe cei de la DNA cu privire la o posibilă fraudă. E vorba de o stradă, Siliștea, mă rog, undeva între cetatea Neamțului, pe acolo, în zona aceea spre ieșire, cred că spre Târgu Neamț. Care-i șmecheria, că de aici a ieșit o întreagă tevatură. Nu e nicio șmecherie, este o practică curentă care a fost în primăria Piatra Neamț și sper să nu mai fie de acum înainte. Adică, una bucată stradă este inclusă într-un proiect de străzi, de reabilitare a unor străzi, care proiect este dat, luat și dat spre folosință și rezolvare unei societăți numite Publiserv, a primăriei. Publiservul se duce, face ce face, facturează, primește bani. Pe un alt proiect se ia aceeași bucată de stradă și se scoate la licitație sau, mă rog, cum, la o procedură de achiziții și vine un om, o face. Ce a făcut, ce n-a făcut, cât a mai pus asfalt peste asfaltul existent, este o altă problemă. Problema ține de comicii din primăria Piatra Neamț. Dom'le, toată lumea se întreabă, cum a fost posibil asta? Păi a fost posibil, stimați tovarăși și prieteni. Pentru că era o perioadă
la Piatra Neamț, când se făcea un proiect pentru o stradă care mergea, să spunem, de la stânga la dreapta. Și ea se încrucișa cu o altă stradă și apărea un proiect care spunea așa: reabilitare și, mă rog, cum se cheamă, canalizare, etc. pe strada, ziceți-mi o stradă, Apusului, ca să nu dau o stradă, mulțumesc, pe strada Apusului, colț cu strada Zorilor. Da? După aceea apărea un proiect de reabilitare de pe strada Zorilor, colț cu Apusului. Și apoi apărea prelungire lucrarea Apusului, colț cu strada Zorilor, deși ea era făcută dinainte și tot așa. Așa și cu strada asta. Cine sunt vinovații? Eu nu știu ce mai stă actuala conducerea primăriei. Te duci, bați la ușă frumos și spui: alu, compartimentul investiții? Bună ziua! Îmi puteți spune, estimați tovarăși și prieteni, cum a fost posibil ca o stradă să se ducă acolo și după un an să se ducă dincolo? Puteți? Nu puteți? Vai, ce-ar fi să mergeți dumneavoastră pe strada aia să vă faceți birou acolo și să vă plătească locuitorii de pe strada aia salariile? Cam asta ar fi. În rest, sunt povești, sunt tentative jalnice de a ascunde adevărul din partea altor funcționari care se oripilează și spun: vai, dar cum să facem noi o plângere împotriva colegilor noștri? Nu se poate. Nu se poate. Este imposibil. Pentru că și colegii noștri știu despre noi, că și noi am mai avut niște mici interese pe aici, pe acolo. Așa că, stimată și onorată conducere executivă a primăriei Piatra Neamț, eu sunt convins că deja ați făcut o plângere penală pe acest subiect, sau, mă rog, ați făcut o sesizare penală pe acest subiect, și dacă este așa, probabil vom afla foarte repede vinovații pe care sunt acolo și în niciun caz nu sunt vinovații fără vină. Vinovații fără vină sunt comicii vestiți a ecranului care ne conduc de mulți ani. Asta e. Pe ziua de astăzi ajunge. Zâmbim a râde. Și cu asta basta.